27 la 9 puncte de liderul Petrolul. Este o situație interesantă însă, pentru că între primele 6 clasate și locul 7 este o distanță destul de mare, în cauza suprafeței de joc, acel sintetic, udat din belșug de ploaie, care este foarte, foarte alunecos. Claudiu Niculescu este antrenorul Concordii și începe meciul cu Aldescu în poartă. Borța, Palmeș, Marc și Cherecheș în apărare. Biceanu și Codra la mijlocul terenului, Lazar, Vali Lazar, Dușmanu și Lulacu în spatele lui Adrian Voicu, echipă și de Nicușor Marin. Oaspeții Astra Giurgiu, o echipă plină de tineri, în poartă cu Moroz. Zamfir, Stoian, Buliga și Riza sunt apărători. Banu joacă la închidere. Dragoș Gheorghe, ultimul nume rămas practic din lotul de Liga 1, deține jucătorul lui Dinamo, apoi a fost plecat prin Qatar. Cred că este un protest al celor de la Astra pentru situația financiară în care se află echipa. Jucătorii Astrei refuză să alerge în acest început de meci. Evident, am pierdut la Schellenberg cu 1-0. Etapa trecută a izbucnit un rezultat bun într-un derby, 0-0 în deplasare, și atât aici gol marcat absolut surprinzător de Adrian Lulacu. 1-0 pentru Concordia din minutul 3. Aici este o greșeală defensivă de proporții. Eroare imensă făcută de George Buliga, stoper adus de la voluntari. Buliga nu prea are fizic de stoper. Nu este Buliga, ci Brăilă cel care a pierdut acea minge. Greșeala a fost a lui Paulian Banu, jucător care a fost împrumutat la Metaloglobus. Lovitură de cap a lui Voicu, reținută de tânărul Sebastian Voicu. Lulacu, steagul a rămas jos, dar Lulacu nu se comportă aici ca un golgheter autentic. Cei de la Chiajna pot să combine. Bine centrarea lui Cherecheș. Lazar și transversală a lui Lulacu. Acolo Buliga și cu Stoian nu reușesc să neutralizeze atacanții adversi. Voicu, ce pasă bună la Lazar, care pătrunde, trimite paralel cu linia de poartă. Foarte bună preluarea lui Voicu, rămâne la minge și trimite la o palmă de bară. Cred că balonul a fost atins de Moroz. Aceleași probleme majore. Corner bătut prost, direct la afara terenului. Încearcă să se clasifice contraatacul. Vali Lazar, pe vremuri în asemenea faze, era letal. Și acum o centrează bine spre Voicu, al cărui șut este contrat de Buliga. Zamfir îl găsește pe Zaharia în marginea careului. Zaharia, Brăilă, din nou cu călcâiul. Zaharia ratează șutul. Fază foarte bine lucrată de Astra. Acum o execuție a lui Banu peste bară. Gazonul sintetic este periculos, provoacă multe accidentări. Din întoarcere, șut foarte slab. Ce fază frumoasă, dublă pentru Lulacu, balon întors de Voicu pe 6 metri. Ce fază frumoasă, dublă a lui Lulacu. Iată, marcând de două ori acum. Foarte bine recentrează Voicu după acel balon trimis în fața porții de Deac. Mulțumit, Claudiu Niculescu. Tot Voicu. Lazar, Voicu! Ce ratare! Lulacu i-a cerut pasă pentru hat-trick. Lazar combină cu Lulacu. Meciul nu este mult diferit de destule partide din Liga 1. Bară, gol! Dragoș Gheorghe, execuție măiastră a lui Dragoș Gheorghe. Rămâne cel mai important fotbalist din lotul Astrei. 2-1, minutul 65.
Iată că Astra reușește să înscrie și în această a șasea deplasare. Ce execuție spectaculoasă! Fotbalist foarte scund, doar un pic peste 1,60 m. Vine Riza, se ducea bine balonul, dar care a mai evoluat aici între 2015 și 2017. Și defensiva. Apărare în zonă, minge respinsă de Angelina. Și a încercat o centrare pretențioasă, Șerban, mingea până la urmă aproape utilizabilă. Deci execuția a fost greșită. A urmărit acel balon. Și fluieră, 3 puncte obținute cu greu de Concordia Chiajna în fața penultimei clasate. Astra însă ocupă această poziție pentru că a fost penalizată cu 14 puncte. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.